Noi astăzi discutăm cu reprezentanții Uniunii Europene, așa în cercul acesta a noastră din interiorul țării, pentru că noi ne-am convins că interiorul țării noi nu avem cu cine discuta. Eu doar am declarat în Parlament și mă repet încă o dată că mai neprofesionist guvernare noi încă n-am avut niciodată din toți anii de independența Moldovei. Noi nu avem cu cine discuta, mai mult atât că ei nici nu sunt patrioți acestei țări, ei n-au niciun interes că acest acord de asociere să corespundă cu realitățile țării noastre și să reiese din sarcini care stau în fața Moldovei pentru a dezvolta mai departe în acest spațiu european. O să discutăm cu ei, cu structurile europene și mai departe. Și ce o să că e indiferent. O să fim la guvernare, nu o să fim la guvernare, noi o să discutăm mai departe și o să cerem să fie revizuite mai multe articole în acest acord. Eu doar am vorbit astăzi că noi, în general și conceptual, nu suntem împotriva integrării. Și inclusiv în cadrul Uniunii Europene. Dar numai nu cu așa condiții, nu cu așa bariere, nu cu așa interziceri, nu cu așa piedici în dezvoltarea economiei noastre naționale și hotărârea problemelor sociale.